Cu mai bine de două decenii în urmă, seratele muzicale TV, realizate de Iosif Sava la TVR, rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. În această seară, invitata lui Iosif Sava în studioul emisiunii Seratele Muzicale este Ioana Celibidache, artist vizual și soția inegalabilului dirijor Sergiu Celibidache. Bună seara, stimați auditori, am bucuria deosebită, având drept oaspet pe Ioana Celibidache. Iată, m-a emoționat în fața acestei întâlniri cu doamna care reprezintă pentru mine o artistă de unică valoare, o să vă dăm seama, dar omul care a împărțit viața cu cel care România îi datorează și lumea contemporană îi datorează imens. Stimată doamnă, iată, am coborât de mașină pe strada Diani, numărul 1, unde aveți un mic apartament în București, de când reveniți. Și am curajul de a vă duce în fața publicului care vă iubește, care își amintește mereu de Sergiu Celibidache. Am un afiș și organizează pentru marți, în sala auditorium a muzeului, o expoziție, Ioana. Haideți să începem așa de ric, că am rămas și mirat mereu de când vă urmăresc picturile și succesul noastră în lume. De ce Ioana? Maica Ioana, îngerilor, pentru noi un film de... De ce nu Ioana Celibidache? De ce nu Ioana Procopiu? De ce Ioana? La Paris la fel. La fel, peste tot. Toată lumea Ioana și ani de zile nu s-a știut că sunt Celibidache. Ani de zile și nici acum, în Franța, nu se imaginează că sunt nevasta lui Celibidache. Sunt Ioana și nimic mai mult. Și nici nu se știa la un moment dat dacă eram bărbat sau femeie. Mi se scria, domnule, monsieur, cher monsieur, fără nimic altceva. Așa m-am gândit că să profit de un nume ca Celibidache era prea ușor, poate, drumul. Și așa mi-am pregătit un drum mult mai greu, dar mult mai stabil. Un drum marcat de mari succese, doamne. Nu mi-aș vă da seama? Da, un drum care l-am făcut singur, foarte greu, dar fără niciodată ajutorul soțului meu sau numelui maestrului să pot profita de el. Niciodată. Nu știu dacă ați fi profitat. Lumea totdeauna are semne de întrebare. Da, trebuie să fie cu două tăișuri. Totdeauna. Nu ai succes bazându-te de pe altcineva. Bineînțeles. Numai pe tine. Dar cred că a fost un orgoliu la mijloc al meu, probabil. Orgoliu unui mare artist, care stă pe picioarele sale. Probabil. Și ideea că, având în vedere că e nevasta maestrului, așa, își deschide ușile peste tot. Doamne, am la îndemână, înainte de expoziția de marți seara, la care am certitudinea Bucureștiului intelectual, va fi prezent. Sperăm. Nu sperați, după ce veți vorbi astăzi, am făcut tot promotion-ul necesar. Am la îndemână un album formidabil, care a apărut, spre surprinderea mea, l-am văzut ieri, ați avut... am avut bucuria de a-l dărui, nu? Un album a apărut la Galați, iertați-vă. Ioana, iertați-mă că vă spun așa. Eu vă spun doamna Ioana Celibidache. Vă sărut mâna doamna Ioana Celibidache. Uitați-vă acest album, m-aș ruga colegul din regizorul de studio, dar să-l răsfoiască. Uitați-vă pe Ioana la 17 ani și iată încep tablourile Ioanei. Răsfoiesc câteva dintre ele ca să ne dăm seama. Nu mai sunteți la atelierul de la Paris? Nu? Da. Mergeți mai departe, ați vrut să răsfăiți total. Lasă-i voi ca acasă, din Batiște, a familiei Procopiu, unde v-ați născut, nu? Asta este... La țară, la Moșie, la noi. La Moșie, la Petrești, să ne da, în ce județ e? Aici, lângă 20 de kilometri, lângă București. Ilfov, în fond.
Da, mai departe mergeți. Da, iată cum ce lume ne oferă Ioana. Iată puterea de creație a Ioanei. Da. Vom discuta foarte mult despre Sirius Ciribidache astăzi. Mergeți mai departe. Este un text al lui Ionescu. Să spunem un cuvânt despre el, pentru că rămâneți puțin așa și dați din nou, dacă vreți, cadrul. Să vedem pe doamna Ioana Ciribidache. Doamna Ioana Ciribidache, care a expus în foarte multe locuri ale lumii, nu? La Grand Palais. A, da, sigur. Fiecare an. 1993. La Grand Palais Comparaison, la Veneția, la Atena, la Monaco, la Geneva, la Duisburg, la Prato, da. La Bienala de Artă Contemporană, Prato e lângă Florența, da, e un oraș super. Da, și cu sculptura lui Mur, care încântă tot orașul, așa am fost și eu. Italia este o splendoare. Bun, dar acolo e un spirit, e spiritul Florenței. La New York, la Galerii de Poliani, la Nürnberg, la Zaragoza, la Brij, la Tokyo, la Shanghai, la Osaka, la Marile Muzee din Tokyo și Osaka, da? Textul acela care e inserat în acest volum e al lui Eugen Ionescu, care vorbea în 1966 despre perfecțiunea tehnică, despre geniul virtuozității. E născută pictoriță, limba ei maternă, naturală, e pictura, spunea Eugen Ionescu. Compoziții complexe în care culoarea devine formă și forma devine culoare. Toate elementele dinamice picturale se integrează. Toate vocile cântă, el a știut că sunteți soția lui Sergiu Ciribidache, da, sigur. Toate forțe se susțin într-un mod savant și admirabil. Pentru că să vorbesc chiar de dumneavoastră un cuvânt, numai așa cum obișnuiesc cu toți oaspeții mei, Ionel Jianu, unul din cei mai mari critici și unul din cei mai mari înțelegători al artelor contemporane, a însemnat imens pentru cultura plastică din țara noastră, nu? Se întreba în 75, care e culoarea vântului? Ar fi întrebat un copil pe mama sa și răspunsul, spune Ionel Jianu, răspunsul culorii vântului îl găsim în tablourile Ioanei. Foarte frumos. Alături de textul ăsta am găsit un gând al lui Cocteau, natura nu-i decât un dicționar. Dumneavoastră a demonstrat că trebuie să vin în dicționarele lumii. Da, doamnă, vă mai răsfoi acest album. De acum de apărut albumul ăsta, e condiții formidabile. Da? Nemaipomeniți. Toată lumea la Paris m-a întrebat de ce să mă duc eu la Galați să fac o carte când Parisul e plin de edituri. Am avut o idee, fiindcă văzusem deja ceva despre această echipă de la Galați. Și mi s-a părut... tipograf formidabil. Da, care se cheamă Alma, care e la Galați. Și e o echipă extraordinară de câțiva oameni care au un talent formidabil, fiindcă mai trebuie și talent în afară de... competiție. Bine, lăsați tablourile deocamdată. Dați imaginea, doamne, da? A fost un fel de aventură, fiindcă natural nici eu nu știam dacă o să iasă cum vroiam eu. Și efectiv sunt extraordinar de mulțumită de rezultatul acestei cărți, care mi se pare valabilă la maximum și comparată cu Schira sau cu orice altă... Și eu m-am gândit la colecția Schira în momentul când am văzut. Adevărat. La Galați v-ați dus, probabil, pentru că sigur, mai există un Ciribidache, nu? Sigur, am... Nu, m-am dus din cauza că cunoșteam oameni acolo. Dar sora domnului... Și este și o sora acolo, a da? Ciribidache, sigur că a maestrului Ciribidache. Sigur. Și... E singurul supraviețitor din familie? Da. Da. Nu. Copii... Nu, nu, mai există o soră care este la Caracas, care este Tania, care e măritată cu un fost diplomat, care e Petre Maxim, și care sunt instalați la... momentan la Caracas, sau doi băieți, dintre care unul e la Seattle și celălalt e la Londra. Dar Sergiu Ciribidache din București... Acest alt nepot, care e băiatul fratelui maestrului și care, de altfel, stau în casa lui, mi-a pus la dispoziție un apartament al lui, da. Unde mă simt ca la mine acasă. Da, doamnă, ce se m-a mirat. Mi-am regăsit România de vremuri. M-am spus că vă întâlnesc la orele 16:40, vin să vă iau cu mașina și... Eu sunt, nu știu, am și o punctualitate așa ciribidachiană, dar țineați o punctualitate care nu întrezi nici o femeie în România. Nici în frenatate. Deci ați coborât exact în secunda respectivă, da. Dar sunt o teroare pentru toate randevurile. Pentru că să știe dacă cumva cineva are randevur cu mine, eu sunt acolo 2 secunde înainte. Așa era și maestru. Maestru, da, cred că de acolo am și învățat, probabil, cu da, maestru, a crescut în Germania, normal. Germanii nu întârzie niciodată. Da, eu am crescut francezi cu el. Francezi întârzie, da.
pentru că eram foarte, foarte tânără când l-am cunoscut, deci pot să spun că am crescut cu el. Da. M-a învățat enorm de multe lucruri, adică m-a educat în mii de lucruri. La întâlnirea dumneavoastră, eu o știu din Buenos Aires, anilor 54-55, după retragerea. Nici nu mai știu când, 50, în orice caz nu erau 40, dar erau vreo 30 de ani, dar în orice caz, pentru mine, nu știu, cifre, tot, niciodată n-am... Haideți, pentru că am un album ăsta, vedeți, am pus eu un semn la o poză care îmi place foarte mult în acest album, nu? E foarte veselă această fotografie. Ia uitați-vă, domnilor, la această poză. Uitați-vă cum arată Serghei Vidache, eu cred că prin anul 54-55. Mai mult. Când o cunoaște pe această doamnă lângă care a viețuit. Nu, aici e aproape 60 și ceva, 7. Da, dar sigur, da. Aproape că se născuse... Pe străzile Londrii, îndepărată acestea. Ce lumină e în maestru. Dar n-am îndoi, e așa o fericire, da. Care se o complicitate extraordinară găsesc. V-ați iubit foarte mult, doamnă, uitați-vă, nu vă dau chip acum. Vede. Se vede și aici, da? Cred că fotografia spune absolut tot și mai bine, mult. Bine, te poți să iubi în urmă cu 40 de ani, dar să iubești 40 de ani, ăsta e un lucru enorm, pentru nu? Că dacă ajungi să, în afară de iubire, să te și distrezi cu acest om, să nu te poți plictisi niciodată, asta este extraordinar. Dar asta e secretul orice. Eu cred că asta e secretul, nu? Absolut. Prietenia de care vorbim noi, nu? Și să poți să ai întotdeauna ceva nou de sus. Pentru noi era întotdeauna în première fois. Da. Nu era niciodată această abitudine. Asta era puterea maestrului. Revenim curând, trebuie să ne vorbiți. Noi suntem ca o sugativă, putem prinde... Depinde ce mă întrebați. O să vedeți că vă întrebe toate, răspundeți la ce doriți dumneavoastră. Dar primul lucru care v-aș întreba este... Cine e Ioana Celibi Vidache? Deci sunteți născut în București, nu? Sunt născut în București. Casa aceea care au un album... Da, m-am născut acolo, în această casă. Nu mai văd în București, pe Băsăda Bate. Da, e Go Cantacuzino, care acum se cheamă altfel, se cheamă Calderon sau ceva așa. Calderon este fosta stradă Alexandru Sahia. Atunci este... Bate și colț cu Calderon este, da? Da, nu, mai este Go Cantacuzino, care făcea... Eu stăteam pe casa asta, e Go Cantacuzino 50 și nu se mai cheamă așa. Cred că este... Continuarea lui Calderon, părerea mea. Da. Pentru că n-am mai găsit această stradă. Bate și strada care merge perpendicular pe această stradă care se numește acum Calderon. Spuneți-mi, doamnă... Ioana. Doamnă. Fără doamnă. Doamnă. Noi nu suntem obișnuiți cu Parisul și eu niciun tip. Spuneți-mi, cine au fost părinții dumneavoastră? Bunicul meu a fost un om care nici nu știam cât de important a fost. A fost primarul Bucureștiului vreo 6 ani. A fost guvernor de la Banca Națională a Bucureștiului, după ce a fost Brățianu. A fost, la un moment dat, magistrat, senator, bineînțeles, liberal. A făcut o serie de lucruri care, pentru... București și era și la un moment dat și, cum se cheamă, procuror general. A rămas în București după 44? El, ăsta era bunicul, care până s-a prăpădit. Până tatăl meu, a făcut doctoratul la Paris și până ca orice om așa, care avea foarte multe lucruri de administrat, își administra averea liniștit, care era o avere incomensurabilă, care natural a dispărut imediat. Mai sunt numai de vestij și... Petrești este o moșie mare? Enormă, da. În 1929 a fost... Ce a fost moștenită de la bunicul? Sau? Da, de la bunic, plus cea mai... Dar bunicul, da. Ce a fost? Străbunicul din asta? Asta chiar că nu mai știu. Nu prea mai știu. Nu prea știu eu cu genealogiile, dar... Aveți un tablou foarte frumos întreluat, Jeana, un arbore genealogic. Da. Foarte interesant. Trebuie să spuneți de ce. Ce idee v-a venit? Păi nu, pentru că... Foi, acum, pentru că adevărat că niciodată nu m-am ocupat de așa ceva și atunci ai un fel de imaginația mea, cum pot să văd toate lucrurile, în fond sunt niște etat d'am și cum se vorbea una de... arbele genealogice a familiilor, eu mi-am spus așa că al meu trebuie să fie mai special decât celelalte, nu... Atunci e totul cu culori și cu... La Paris contează să ai un arbore genealogic. Da, dar eu nu m-am gândit niciodată, sigur. Oamenii sunt foarte porți pe această chestie. Eu niciodată și poate chiar e
foarte prost să nu știu. Uite, mă întreb anumite lucruri, nu știu să le răspund. Dar e frumos să știți pentru Serge, al dumneavoastră. Da, da, dar deja știu despre bunicii, deja pa mal. Da, dar un om trebuie să știe tot ce a fost înainte, nu? Da, da, eu o să mă mai informez pe aici. Nici maestru nu era atent la asta, cu toate că știa foarte multe lucruri. Odată mi-a spus că l-am întrebat, se spune că veniți din Grecia, da? Da, din Creta. Și, da, din Creta, și mi-a spus, da, erau cele din Bidacos, care sigur. Venea din Creta. Sigur. Da, și, dar nu știu cum sunt, au fost instaurați pe pământurile romanului, încă pe la 1700 și ceva, erau deja perfect romanizați, da. Da. Avea ceva de grec. Colosal. Era un zeu grec. Un zeu grec, din Olimp, absolut, absolut. Da. Și la bătrânețe și la din fel. Avea o mască splendidă până la ultimul moment, extraordinar, adică era o frumos, mască. Da, ceva. Toată elinitatea era acolo, da. Da, și malul siretului era. Da, chestia cu malul siretului, v-a spus-o că și-a cumpărat moara asta? Nu v-a spus? Nu. Niciodată? Unde, la Mulene? Da. Și-a gândit la siret, da. Acum? Și-a cumpărat moara și când a venit de la moara să-mi spui că a găsit un loc extraordinar, nu mi-a spus, știi, era spendit sau m-am gândit la, nu știu, Franța sau... Știi, malul siretului. Da. Lunca siretului. Cum lunca siretului? Și m-a dus acolo și mi-a explicat cum, când era el mic, nu știu pe unde, până la Galați, nu știu ce, era lunca aceasta siretului. Și când a văzut moara, a spus... E lângă Roma, doamnă, sus. Pe lângă, da. Da, Bistrița în jos, coboară siretul. Da, el mergea și în vacanță la Galați. Da. Și mi-a povestit cum era când era copil și că asta i-a duce... Cine erau la Galați? Erau rudele de atunci? Da, avea o mătușă, unde își făcea el din când în când vacanțele. Da. Care avea o casă splendidă și că această mătușă, cu timpul, a făcut o casă de oameni bătrâni. Ca să-i ajute pe oameni bătrâni. Adică în familia asta întotdeauna au fost și oameni extrem de generoși sufletește și totdeauna au făcut lucruri. Ca toți mari artiști, da. Mare artist e generos. Da, nu poți fi altul. Da, da. Dar vorbiți mai departe, vom reveni curând. Nu, dar vreau să-mi spun cu Lunca siretului, că este efectiv fraza care mi-a spus-o când a cumpărat moara, să-ți arăt Lunca siretului. Și cum veneau români și prieteni, bine, o să vezi Lunca siretului, că rămăsese extraordinar de moldovean, ceva. Mulenul ăsta e departe de Paris? La 100 de kilometri. Eu i-am spus că m-am îndrăit în 95, nu știu cum, că aș scrie odată despre ritmica siretului și ritmica pe care îmi primă muzici. Și am privit atent. Nu era un om dornic de asemenea metaforă, care e stupid, gazetărești până la urmă. Dar el îmi făcea demonstrația, era siretul în el. Era siretul. Și siretul este... E o apă care reprezintă din plin întreaga spiritualitate, aș zice absolut. Eu, a Moldovii, da. Dar să știți că orașul care a revit suprem, deși îmi vorbiți despre roman, rămâne Iași. Iași. Datorează imens, nu? Da. Tot sufletul meu, a declarat el în 79, când am venit la București, când am făcut și acest pin de Roma pe care, cu care am început emisiunea și pe care vă vedeam mai târziu, datorez estrea mea Iașului. Asta a spus un om care a părăsit Iașul între cele două, în 36 deja nu mai era Ieșan, nu? Dar a rămas Ieșan până la sfârșit, ceva absolut, și chiar felul lui de a vorbi moldovenesc. Da, o să vorbiți despre asta. A rămas Ieșan până la sfârșit, pentru că, iată, sunt posesorul unei informații excepționale, poate am să revin la ei, am fost cu domnia sa două zile de neuitat pentru întreaga mea viață, în 95, în februarie, era deja bolnav, într-un fel cu picioarele, nu? A fost și Serge, al dumneavoastră, departe, la Santa Cruz de Tenerife. Tenerife, da. M-a primit două zile la rând și nu știu cum am strecurat vorba despre eternitatea Iașului. Eternitatea e un fel de berl al Iașului, e un cimitir, e un cimitir național, e un panteon acolo, e un Père Lachaise, nimeni nu știe asta. De fapt, pentru că nu știm să cultivăm locurile astea și privea așa, că omul care se gândea mereu la moarte, din păcate, nu? Îmi spunea că aș dori să stea acolo, nu? Acum stă lângă Mulen. Da. Trebuie să mergem cu toți să ne închinăm la mormântul lui la Mulen. Da. Sigur că da. Și să facem asta cu toții, nu? Gândindu-ne la 14 august, la 13-14 august, s-a stins. Revenim la batiștea dumneavoastră, da. Am spus și revedea că venim mai târziu. Deci, părinții au fost oameni avuți, nu? Da, da. Foarte. Da, și am avut o copilărie așa de aur. Și am plecat foarte repede din România, fiindcă am simțit ceea ce putea să se întâmple. Ați plecat la 14-15 ani. Da, dar am fost așa cu un fel de viziune extraordinară care
pot să spun că mulți oameni nu au văzut-o și eu am văzut, mai ales că citeam tot felul de cărți pe vremea aia de Dostoievski și toate poveștile îngrozitoare care le pățiseră. Și în capul meu era nenorocirea care s-a bătea asupra acestei țări și mi-am spus, eu aici nu rămân. A se întâmplat 47, da? Da, stai, am plecat în 46, dar deja... Deci știa ce vine. Da, a fost guvernul șase martie. Da, nu știu, fine, deja eu văzusem ceva și mi-am spus că poate în orice caz am să fiu mai utilă afară decât dacă... Și tata ce-a zis? Mucegăiesc într-o pușcărie. Și tata ce-a zis? Dracu, tata nici nu așa da seama, pentru că eu nici nu i-am spus nimica. La 14 ani? Plecam la o mătușă care era la Paris și mi-a frică, eram totuși crescut destul de sever, nu ca astăzi, cum să cresc copii. Și nu exista să întârzi la masă sau ceva. Erați două surori, da. Da, două surori. Și nu exista să întârzi. Am întârziat la masă, la ora 1 nu eram și tata a întrebat, dar cum e posibil să nu fie... Și nimeni nu spunea nimica. Mama era în secret, dar nimeni nu îndrăznea să spune nimic. Și a spus două și ceva și tata a început să spună, dar cum e posibil, dar nu este, dar ce se întâmplă, dar cum își permite să vie târziu la masă? Și atunci mama a spus, Ioana a plecat la Paris. Asta s-a întâmplat 46. A fost îngrozitor. Nu l-am mai văzut niciodată. Tata când a murit? Tata a murit când l-am cerut să-l aduc în Franța, care nu s-a putut natural, mi s-a răspuns dacă vreau să primesc le cercăi. Mă rog, asta a fost din dramele care preferă mai bine să trecem. Averea a fost tot... A, bine, ca toată lumea. Cine? Care din noi a rămas cu ceva? Absolut nimeni. Tata, săracu, a mucegăit într-un pod cu 7 pisici și cu o sobă care nici nu mergea și sora mea care l-a ajutat și așa mai departe. Dar, bun, astea sunt dramele care au petrecut absolut toți care au fost aici și alții mult mai rău pentru că au făcut ani de zile de pușcărie și știm cum a fost și noi ăștia am fost niște privilegiați afară care, în fond, am trăit, nu vorbesc de mine, vorbesc chiar de mine nici nu vorbesc, dar de românii ceilalți care au trăit mai prost, natural, decât mine, dar care totuși privilegiați, fiindcă nu au trecut prin ororile care au trecut toți ceilalți. Fiindcă eu văd astăzi prietenii mei, toți n-au făcut mai puțin de 5, 6, 8, 10, 11 ani de pușcărie. Cine a fost prietenii copilăriei dumneavoastră? Ăștia ai mei din copilărie, din fericire, sunt mai toți plecați. I-am regăsit. Dar Conalecu e aici, da. Conalecu, dar Conalecu era prieten cu sora mea mai mare. Conalecu nici nu s-a uitat la mine. Eram cu patine cu roți și cu peșea Soșau Azianu. Da. Și Conalecu deja era cu sora mea, nu știu, la ceaiuri de copii, dar mai mari. Ne-a povestit odată o întâlnire în anii războiului, în timpul bombardamentelor. La Bușteni, mi se pare. Da, eram tot niște copii, da. Ați apucat să la Bușteni? Dar nu mai aduc aminte, știi, e destul de vag. Pentru că s-au amestecat așa de multe lucruri între timp și așa o viață tumultoasă că l-am avut-o eu, definitiv, că mi se cam amestecă puțin amintirile. Dar, totuși, anumite lucruri, sigur, este imposibil să nu le știu. Și mă gândesc așa, uneori... Cu un Alecu, pe Alexandru Paleologu, iertați-mă că spun așa, dar nouă tuturor ne drag acest da, sigur. Boier. E adorabil. Da. A fost prietenul copilăriei dumneavoastră. Nu, sora mea. Așa, da, că e mai mare ca mine. Dar știa că pictați când erați... Da, fiindcă m-am întâlnit cu el de altfel când era ambasador la Paris. Nu, dar știa că pictați din copilărie. A, da, când da, trăgeați linii la Bușteni în timpul bombardamentului București. Adevărat că mă jucam totdeauna cu lor și mai ales făceam, cum spunem, de la ocră de șin, știi, tuș. Asta, și dar ceea ce făceam înainte, când eram pe aici copil, făceam poezii, tachinam la rim și am publicat niște volume franțuzește, bineînțeles, fiindcă nu vorbeam așa bine românește. Am învățat târziu, pe la vârsta de 8 ani, românește. V-ați avut guvernante franceză? Da, și școală franceză, și toată franceză și știam... Unde era școala franceză în București? În Piața La Hovari. M-am dus să văd imediat, bineînțeles. La Hovari este un nume legat de familia noastră, nu? Nu, dar sunt prieteni, din copilărie. Toți băieții La Hovari care sunt acum la Paris și, în fine, toți erau copii cu care ne jucam noi. Am amintit în nume, deci Alexandru Paleologu, la Bogoare, alți oameni. Dinu Ghica, care s-a prăpădit acum într-un accident de mașină
Săracul la Paris, Dan Bossi, care e doctor acum în Elveția, și cu sora lui Cookie, care este măritată cu Daniel Opol, cu băiatul profesorului Daniel Opol. Era o serie de copii care... Sanda Burileanu, care e măritată cu un mare profesor Popescu de inimă, un mare doctor aici. Care era ce lume, Dana Romalu, Dana Berceanu, toți copiii ăștia erau... Mai vedeți pe unul de ei? Când... Da, sigur, o să-i văd, i-am chemat, sigur că... Marți la expoziție, da. N-am avut timp niciodată, că am lucrat la Galați. Până data trecută am lucrat la computerul când am fost aici, pentru tot pentru cartea asta. E o întreagă muncă, nu e foarte ușor. Da, ca să iese așa o carte. Ca să iasă așa. Și am vrut să demonstrez, și abia aștept să demonstrez acum la Paris, ce poate face România. Pentru că mi s-a spus... Să vină toți să-ți fac un comenz la tipografie. Toți au râs de mine spunând, te duci în România să-ți faci carte. Tu, ce ai nevoie să duci tu în România să faci carte? Și am spus, eu acolo mă duc și o să viu și o să vedeți. Și eu sunt scorpion. Și scorpionul când decide ceva... Nu se lasă. Nu se lasă. Este tenace, cum nu există nimeni pe lume. Și ajunge la scopul lui, trecând prin cele mai mari catastrofe, cu surâsul pe buze, dar ajunge acolo unde vrea. Și uite, cartea asta este efectiv un alt succes care demonstrează că atunci când vrei ceva, am muncit cu echipa asta adevărat, cot la cot, dar n-am făcut-o eu, au făcut-o ei. Ce noroc a avut maestru că a avut un scorpion alături. Da. El era cancer. Da, sigur că da. Seama, dar nu? Sigur că da, cu toate că erau mii de obstacole, fiindcă scorpionul nu e ușor să trăiești cu el. E o mică problemă. Da. Dar, în fond, destul de agreabil, pentru că nu e niciodată pesimist. Și el a avut nevoie de suflete ridicate? Și avea nevoie, deci exact, avea nevoie. Sigur că din când în când, după concerte sau ceva așa, mai venea o depresiune, că nu ieșea bine concertul, că știu eu, nu cântau. Și atâtea probleme a avut. Și 100.000 de probleme, bineînțeles. Da. Dar mai ales, în fond, problema majoră la el era muzica. Și acustica care nu era bună și avea dreptate. De altfel, televiziunea care nu îi reda ce trebuia să-i redea. Așa mai departe. Bine, vorbim și despre asta, doamnă. Am citit filmul acela, Grădina lui Celibidache, pe care noi l-am văzut acum vreo 6 luni, datorită societății Celibidache, datorită lui Dan Grigore, datorită lui Serge, Ioan Celibidache, a venit la București, nu? Tot așteptăm să-l avem și noi. Am avut și săptămâna trecută că a fost cumpărat de Iran, sperăm. Dacă Iranul și-a cumpărat o audiție a filmului, noi avem absolută datorie să găsim căile ca să putem cumpăra acest film în televiziunea națională. Dans ce carré que ça se produit. Essayez-le. Oui. Ne tourne pas les bras. Et retourne. Concentre à le transformer dans une activité qui se déroule sur un rectangle, qui est environ dimensionné comme les deux bras ensemble, qui est le centre de la vie émotive de l'homme. C'est le centre où nous parlons. Ça s'appelle le centre euphonique. Euphonique. Si vous me séparez de mon centre euphonique, je ne peux pas faire de la musique. Yeah.
La fin est dans le commencement. Et depuis quand? Depuis toujours. Quand je commence, je n'ai qu'un seul obstacle à surmonter. Jusqu'où je vais grandir? Jusqu'à un certain point. Après lequel, je ne peux que rentrer. Seulement que ce chemin, il est fait selon une structure décidée par le compositeur que nous devons apprendre par la phénoménologie. Et dans ce sens, qu'est-ce que c'est la phénoménologie? C'est l'étude du son sur la conscience humaine. De quelle manière le son agit-il sur la conscience? Waren sehr precipitato. Nein, sehr ausgeglichen. Sonst können sie nicht rankommen. Wenn sie spielen, weg. Das Integrieren von zwei so verschiedenen Gruppen ist, es hängt von der Rhythmik jeder Gruppe. Parabellum, ausspielen, ja. Und noch einmal dasselbe. Vier Takte vor. Haben Sie gehört, wie wunderbar sich das macht? Bedingung, dass Sie dabei tanzen, mittanzen. Von draußen kann kein Mensch da reinfinden. Qu'est-ce que c'est un concert? Une invitation qu'il fasse les mêmes réductions que moi. Il a une bonne occasion d'avaler quelque chose que j'ai bien mastiqué pour lui. Je ne fais pas de concert qui ne sert qu'à prouver que je suis arrivé à un certain point. Pas du tout. C'est pas du tout mon activité qui m'intéresse quand je fais la musique. C'est la création des éléments qui rend possible l'entrée de l'autre dans la même sphère. Tim, o să-mi amintesc eu, frații, scena aceea de după câini, când se plimbă cu bastonul, da, în mână, și nevastră e stați să stângă și da, duceți pași, așa. Da, săracu, și rupsise femurul și a durat cam un an de zile, așa, ca să se repuie și era frică să umble singur, că rămâne așa un fel de panică, bineînțeles, și bine, a fost foarte, foarte plictisită povestea asta, pentru că... Pe picioarele astea totdeauna a fost... Nu, el avea o boală foarte puțin nobilă, avea o gută, pentru că mânca, îi plăcea foarte mult. În fine, era un om care lua viața cu cele două mâini, cum se spune în franceză, a plein cœur, și nu a renunțat niciodată la nimic. Cred că, în fond, bine a făcut, pentru că a plecat în plină glorie. Cum știți că a făcut în iunie. Da, Dumnezeu a dat limpezimea aceea și merita să depășească acești 84 de ani pentru noi, poate. Bineînțeles, bineînțeles. Guta asta... Asta nu era o problemă. Problema era inima și felul de viață, în sensul că el, fiind așa de gurmoc cum era, asta natural i-a creat probleme la inimă, i-a creat probleme la rinichi, i-a creat o serie de lucruri. L-am văzut în 90, l-am văzut la Tokyo într-un concert în noiembrie 90, deja stătea pe scaun.
După aceea l-am văzut diverse alte filme și a revenit. Da, da. Sigur. Și a revenit. Da. Toma ți-a ajutat să urce pe scenă. Probleme cu picioarele au fost înainte de accidentul. Înainte. Da, asta era o poveste micută, care în fond nu-l deranja. Într-o zi mi-a spus, asta era o butadă al Sergiu, care mi-a spus odată. Vorbeați românește între voi? Da, noi românește. Numai de față cu băiatul vorbeam franțuzește, nu știu de ce, fiindcă eram în Franța, cred, fiindcă copilul era la școală în Franța. Dar i-am spus, dată, nu, mi-aduc aminte că i-am spus, uite-te, nu mai ca așa de mult, pentru că nu vezi că ți-e greu, îmi umbli greu și asta. Hai să facem un regim. Mi-a răspuns cum era el totdeauna. Gata, din butat, dar zice, eu nu dirigez, știi, copiii cu picioarele. Eu dirigez cu cap. Thank you.
Doamna, haideți să revin, că mereu mă face să umblu prin paranteze. Haideți la casa asta, dumneavoastră, v-ați numit Procopiu, nu? Nu, m-am numit Procopie Dumitrescu și mama e născută Procopiu. Mamă, v-ați numit Procopie Dumitrescu? Da, așa se chema tatăl meu, bunicul meu, toată genealogia mea, așa este. Și, pe urmă, mama este născută Procopiu, care s-a născut la Brăila și ea, cam din greci, pentru că avea o bunică care se chema Crisosoleos, adică greci, ce mai, greci? Da. Ca și Sergiu, care în fond Demostene, tatăl lui se chema Demostene Celibidachis și, pe urmă, s-a tăiat Is și a rămas Celibidache, dar, în fond, foarte greci. Deci eu am o parte în mine, din Grecia, care este absolut sigură. Doamnă, a existat o familie Procopiu care a dat o doamnă care era la curte regală. Da, era, dar nu știu dacă nu era o rudă. Nu cred că era o rudă. Că mereu se vorbește, da, era, da, în preajma reginii. Da, era dama de companie a reginii a epoca aia, da. Da. Dar nu era o rudă. Dar printre rudele noastre, mi-am închis, mai Pilat a fost, nu? Da, da, bine, săracul. Oclion a fost chinuit și el la rândul lui și băiatul lui, care este vărul meu primar, Dinu, a făcut 5 ani de pușcărie absolut gratis și a ieșit de acolo bătut, chinuit și a făcut un cancer la cap și așa a plecat. Era un scriitor eminent și, bineînțeles, Ion Pilat era poet, pe care îl știți, și nevasta lui Ion Pilat era sora tatălui meu, care era pictoriță. Se semna Brateș. Nu știu, dacă eu mi-aduc aminte anumite lucruri, că făcea pe vremea natură moartă, cum se spune, flori și chestii din astea, nu era încă arta asta contemporană. Iubiți femeile pictorițe. Da, și eu mă ocup de ele. Sunteți președinta unei fundații, da? Da, de o fundație care e foarte interesantă, pentru că e prima federație care s-a făcut, acum, nu știu, 50 de ani, care a făcut-o Madame Adenauer și cu doamna Prinses de la Tour, care... Doamna Adenauer se ocupa de artă. Da, da, da. Și nu existam pe vremea aia, pe aici, dar am luat această chestie acum vreo 10 ani și am pus-o pe picioare. Avem 14 țări și 80 ceva de pictori. Și mă ocup de ele, le fac în fiecare an o expoziție la Paris și una în străinătate. Știți ce pictoriți uriași avem noi în România, doamnă? Dar știți că eu... Să vă dau un singur exemplu, poate am să reușesc să vă arăt niște lucruri ale dumnei. Geta Năpăruș, Grigorescu se numește, o doamnă. Nu cunosc. V-ar place deosebit. Deși lucrează figurativ, da, dar aruncă ideea și culoarea cât rupe sufletul. Și avem foarte multe talente. M-am dat unul singur. Dar eu am cerut acum vreo câțiva ani, dar mi s-a răspuns că nu se putea trimite. Am cerut să mi se trimită niște pictorițe românce, fiindcă eu reprezentam 14 țări și nu aveam România. Și mi se părea că este o crimă. Și, în fine, finalmente, am avut la mine pe fata domnului Gulea, care este o fetiță de vreo, nu știu cât să aibă, vreo 28 de ani, poate, care a expus la noi, acum un an, și acum, vreo câteva luni, a făcut o expoziție mai mică, așa, la Bele Arte. Și am fost foarte impresionată din cauza că toată sala era cu vreo 5-6 tablouri enorme și toate negre. Și cum am eu așa un fel de obicei a intra în sufletul omului să întreb ce se întâmplă și de ce, în espèce d'armée du salut, m-a intrigat foarte mult această tristeță imensă la vârsta asta să pictez așa niște lucruri așa de negre și așa de profund triste. Și am întrebat pe fetița asta ce se întâmplă cu dânsa, de ce e așa de tristă, are o problemă psihologică, ce se întâmplă? Și mi-a explicat ceva absolut extraordinar. Aceste tablouri reprezentau nenorocirea din România a câinilor care i-a văzut pe stradă. Ați văzut și cu mine, cu cutia televiziunea, cu m-am văzut acum, da? Eu n-am înțeles atunci. Tot orașul e plin de haite, de câini. De haite, de câini, da. Și mi-a spus că noaptea, asta se petrecea noaptea și că ea văzuse nopți întregi când a fost aici în România, haite de câini. Și asta reprezentau câinii, adică drama ei și acest coșmar pe care l-avea în fața ochiului de acest câini care defilau sans arrêt în fața ochiilor ei. Iubiți câinii, doamnă, nu? După dar film. Cum să nu? Sigur. Dar și maestru iubea. Maestru adora. Și îngrijea, el le gătea. Aveți la Mulen, aveți vreo 4 câini albi. Vreo 6. 6, da?
Sa Bernard. Da, am impresia că comunica cu ei teribil. Cum? Era o iubire nemaipomenită, dar și foarte sever cu ei. Da. Dar puneți problema asta câinilor vagabonzi, încercăm de ani de zile să o rezolvăm. Deja, după Revoluție, toate străzile sunt pline, eu iubesc deosebit un câine de multe ori. Da, e enorm. Sigur. Eu îmi amintesc o poză din Paris Match de acum vreo 10 ani de zile, cum oamenii pleacă în vacanță, da, și se aruncă câine pe șosele. Da, este îngrozitor. Dar cum se poate întâmpla asta la Paris? Pisici. Adică omul pleacă în vacanță, nu are ce face cu câinele în apartament. Da, și el îi leagă de un copac. Unde? Pe șosea. Pe șosea. Și vezi că tu un câine așa legat de copac, care natural acolo moare, dacă nu-l vezi și nu-l iei matale pe drum sau ceva așa, moare așa acolo... uscat. Am văzut o șosea plină cu câini aruncați de mașini. E ceva îngrozitor. Le aruncă în gârlă. Mai rău decât câinii noștri vagabonzi. Mai bine vagabonzi decât ce arunci așa găsesc. Dar în orice țară civilizată totuși nu mai există câini vagabonzi de secole. Da. Dar nu înțeleg de ce așa mult. Și mai e ceva extraordinar, este că mai găsești și în casele oamenilor pe palie, cum să spunem. Câte un câine care vine la câte cineva și doarme acolo, în fața ușii. Aici la noi, da. Săraci, caută suflete, doamnă. Da. Un da. Câine salvator pentru un om. Mai de un om care n-are un câine, doamnă, lângă el. Nu? Adevărat. Nu se poate trăi fără un câine. Nu poți fi un... Eu am spus că nu poți auzi muzică fără să ai un câine. Eu cred că nu poți trăi fără un animal. Chiar. Eu nu mai am câine la Paris, dar am o pisică care este nemaipomenită, care este complet umanizată, care vorbește, care îmi povestește toată viața ei, tristețea ei când plec eu. Dar ce secvență dumnezeiască în filmul lui Serge, nu? Da. Și cu câinii, în momentul când îi hrănește maestră, nu? Ai impresia că discută. Așa cum discută cu budiștii, discută da, cu da, câinii. Da, da, da. Nu, în film, da. Câinii ce-și fac acum, doamnă? Bine, au fost o tristeță cumplită, au făcut un fel de depresiune câinii. Apoi și august, și-au dat seama? Da, și-au dat seama. Dar maestru nu se dea cu ei tot timpul, nu? E bine, el adora. Era o adorație, ceva absolut. Și ei au fost triști în momentul când au... Nu mai au fost triști. O noapte înainte au urlat îngrozitor. Înainte de internarea în spital? Înainte, da, înainte să se simte prost. Și când a fost eu n-am înțeles. Cât august? 12. Și a murit în noapte de 13-14. Da, dar și eu am crezut că ei că urlă la lună, că sunt... Așa fac câinii. Nici mai trecut până cap, bineînțeles. Dar apropo de câini, câinii au simțit și eu mă duceam totdeauna duminica la țară, în fine, și în iarna, și erau de o tristeță absolută, ceva bestială. Și acum îngrijește cineva? Da, am acolo o pereche de gardieni destul de puțin inteligenți, dar în fine, dacă erau mai inteligenți, poate nu făceau pe gardienii. Dar câinii au rămas inteligenți? Da, câinii au rămas inteligenți, da. Spuneți-mi, în 46, când ați plecat, cine v-a scos? A fost foarte complicat, nici nu știu, eu datele nu prea le știu, pentru că cifrele cu mine am fost totdeauna certată, dar... Dar cu maestru nu, maestru știa fiecare cifră. Maestru era, avea o memorie neacomită, dar eu am vrut să mă cert cu cifrele, n-am vrut să știu niciodată nimic, ani, cum, ce fel... Nimic. Și matematici l-ați făcut în școală? Eu, mizerabil, ultima la școală, era foarte bună. Și ce matematician era? Mare. Enorm. Dar el a făcut matematică, îmi povestea că la vârsta de 11 ani, el făcea deja matematică superioară. Îi luase tatălui un profesor și el făcea matematică superioară. Bine, maestru era un caz absolut special. Iar cei mai adversari au recunoscut-o, nu? Când era la Berlin, spuneau profesorii care au avut 28 de profesori și maestrul îi încuiase pe toți. În sensul că ei vroiau să-i găsească ceva și era imposibil, pentru că el îi încuia pe profesor. Și spuneau că n-au văzut niciodată așa un elev, n-a existat, nu știu, 100 de ani, ceva, nemaipomenit. Deci, asta e epoca nu se poate când... să-l comparăm cu nimic, efectiv, nu... Da, asta să spun pentru tineri, nu, maestru a făcut la îndemnul tatălui Politehnica la Iași, după ce a făcut seminarul pedagogic, după ce a plecat București la Politehnică, după ce a făcut jazz, dar nu s-a putut desfăți de muzică. În 36 a trimis un quartet unui compozitor mare, care l-a ținut foarte mult, domnul Thyssen. Da. L-a chemat la Berlin, a dat o bursă, nu? Da, da. A continuat să studieze, a scris o teză de doctorat despre Josquin de Preda, în același timp studia matematici, studia fizică și matematică era... Filozofie, doctor în matematică. Bineînțeles, era un om care era deschis la enorm de multe lucruri și nu era deloc omul care, ca mulți muzicieni, știu numai muzică de aici și era nu pot mare, vorbi doamnă. Nimic. De aici era mare. Spuneți-mi, doamna Angelica,
Și deci în 46 cine v-a scos? A, eu am ieșit la un moment dat cu Buzu, canta cu Hino, care devenise în epoca aia, nu mai știu în ce an, dar devenise în orice caz pilot de linie și făcea Paris București. Era un aviator formidabil. Era un aviator nemaipomenit. Odată, dacă aveți vreme, v-aș zice eu, să vedeți pământul lui Ionescu, pământul sfânt al lui Ionescu, la Tescani, i-a proiectat și mormântul lui acolo, pentru că s-a credit, s-a construit un mormânt, nu? Să fie adus la Père Lachaise, suntem în veșnică discuție în legătură cu asta, unii sunt de acord, alții nu. Și lângă Tescani, e un teren de aterizare. Unde era... tot, și unde Băzu venea cu un avion și aterizat pe o fășie. Bine, dar era nemaipomenit. Era pasiunea vieții lui și și în timpul războiului el a fost un erou, fiindcă el a fost unul din cei mai importanți piloți care au avut cele mai mari... Era pilot de șas, cum se cheamă, și... De vânătoare. De vânătoare, da. Și avea nu știu cât... cât... soldați, aviatori natural, care erau adversari și care îi derâmase și nu știu ce. Era... Și v-a scos un avion în 46? V-a scos un avion care era de linie și mi-a găsit un loc acolo, pe la spate. Natural. Fără pașaport, fără nimic? Nu, cu un fel de pașaport, da. Ați avut în 46 un pașaport? Un fel, da, un fel de l'espace, așa. Dar și m-am dus la această mătușă la Paris, unde eram acolo. Dar l-am regăsit la Madrid când eram cu maestru și pe urmă el s-a prăpădit tot așa de un fel de ceva la un fel de uremie la Madrid și noi toți spuneam că a fost îngrijit prost la Madrid pentru că acum nu știu câți ani medicina în Spania nu era chiar așa de extraordinară. Și Spania nu era cum e acum. Și Spania nu era cum acum, așa mai departe. Da, de când a venit în fond Juan Carlos și toate lucrurile astea merg de mie doar mai bine acum. A pregătit Franco asemenea țară, dar Spania era într-o mizerie până era 73-74 de mii, imagina. Da, cum? Era înapoiată cu 200 de ani. Când văd, da. Și când văd Spania, acum am dat seama ce s-a întâmplat în 10 ani de zile, uită-mă la cele 21 de concerte pe care am vizitat. Da. Și care sunt fenomenale, nu? Mai sub iubea pictura. Da. Dar nu am pictura dumneavoastră, nu? Da, cum să... A, nu m-ar fi lăsat niciodată să mă lansez în astfel de aventuri dacă nu i-ar fi plăcut. Îi plăcea enorm și nu vrea să vândă, să vând nimic. Să rămână. Asta unde mari de drame ale voastre, ale pictorilor. Eu nu putem imagina cum cineva face un copil și-l aruncă. Exact. Nu? Asta spunea și maestru. Cum poți tu să te desparți și dacă n-ai să mai poți să pictezi? Și dacă nu știi unde este lucrarea. Și dacă nu știi. Adevărat, și uneori mă gândesc așa, la un moment dat, decisesem să recumpăr eu un tablou a unei persoane care vândusem. Și pe mi s-a fost așa de ridicolă povestea asta că am renunțat. Dar să vindeți tablouri, doamne? E, da, sigur, cum să nu? Pe ce aș face, numai așa pentru mine? Le vând. Dar maestru a avut bani totdeauna, nu? Dar nu e o chestie de bani, este o chestie că, în fond, tu ce vrei să faci cu aceste tablouri? Oamenii vin la expoziție, le plac, vor să le aibă. Nu poți face cadou. Fiindcă deja dacă faci cadou, ești deja catastrofat față de umanitatea întreagă. Asta la voi, la Paris. Peste tot. E, la noi e altă. Mi-a spus odată... Un cadou a unui pictor e un semn, e un omagiu deosebit. A dus unui intelectual român care n-are bani să-și cumpere. Uite ce... A, bine, așa am făcut și unui român odată, adevărat că era un arheolog, care nu mai știu cum îl chema, la Roma, care venea în fiecare zi să uita la o pictură și așa, era absolut en trans. Și am început că nu avea bani. După un timp de am vorbit cu el, în fine, și mi-a explicat că dar nu știu ce, că e arheolog și că... Și atunci, bineînțeles, faci cadou. Bun. Dar mai să era împotrivă, da? Nu. El era un prieten de-al meu, care era Eduardo De Filippo, care era un mare actor, autor și actor italian, și care mi-a dat odată un sfat și care mă iubea foarte mult și care vrea de altfel să fac eu teatru și să fac cinema și... Bun, și nu s-a făcut din cauza că maestru, când a auzit de cinema și de teatru, mi-a spus ori eu, ori cinema. Și atunci am spus... Nu iubea cinemaul? Nu vreau să fac eu pe artista, nu? Asta nu i-ar fi convenit niciodată, adică nu era deloc în ideile lui și atunci am renunțat, bineînțeles, imediat. Dar mi-a spus atunci Eduardo De Filippo următorul lucru. Să ții minte să nu faci niciodată cadou un tablou, fiindcă dacă îl faci cadou, tablou îl găsești în antreu.
dacă îl cumpără, îl găsești în salon. Și mi-a rămas chestia asta, fiindcă omul... Dar nu mai dați sfaturi astea. Pentru că un intelectual român, un tablou rămas la noi, de fapt, foarte ieftin, 2-3 milioane de lei, ceea ce înseamnă... Da, bineînțeles. Ceea ce înseamnă 300 de dolari, ceea ce nu-i nimic. Ceea ce nu-i nimic pentru Occident, nu? Dar un intelectual român care are o leafă de profesor universitar, fiind 700-800 de mii de lei, cum poate să-și cumpere el un tablou? Nu, bine, asta la noi e altceva, dar nu se compară cu noi aici. Această teorie este pentru Occident. Stimată doamnă, haideți că vreau să-l vedem puțin pe maestru și să continuăm acest seducător colocviu cu dumneavoastră. Spuneți-mi, v-ați întâlnit când? La Buenos Aires? Nu mai știu bine. Așa știu eu. Da, așa știi, da. Da, parcă pe la Buenos Aires. Și m-am cutreierat lumea cu el. Toată viața m-am plimbat în lumea întreagă. Din da, concert în concert. Cum se spune, repet un titlu de tablou, adunează un cup de fudră. Da. Așa sigur. A fost, da? Da, sigur. Într-o zi v-ați îndrăgostit? Da, și pe viață. Pe veci. Foarte interesant. Și pe veci și vecilor amin. Tot și X-alul, doamnă, tot destin. Nu? Sigur. Credeți în destin. A, sigur. Și deci a fost un cup de fudră și... Gata. Mai departe nu mai spun. Bine, au urmat 40 de ani superb, nu? 35, hai, să mai... Dar, în orice caz, superb, sigur. Absolut superb. Superb, fiindcă nu te puteai plictisi cu acest om niciodată. Ei, cum să vă plictisiți? Cu cel mai mare om al veacului, de fapt, așa. Nu, dar uite, mă gândesc totdeauna că există oameni care sunt extraordinari, că există, care sunt mari literați, care, nu știu... E bine, sunt, poate să fie pesimiști, poate să fie... Nu... Așa, plin de viață. Maestru era un om care era plin de viață, vesel. Extraordinar de vesel. Râdea, se distra de orice lucru, la o șuetă, la orice, s-a amuzat de orice. Ori asta este enorm. Făcea vizite? Vizite nu, dar ceea ce s-a întâmplat, odată nu eram niciodată singur la masă, eram cel puțin 10. Eram totdeauna... Și făcea plăcere. Da. Elevi, indiferent, prieteni pe care aveam în toate țările, eram totdeauna la mese cu prieteni. Vizite, poate mai puțin, dar totuși mergeam, mergeam la mare la prieteni, mergeam la munte la prieteni. Bă, da. Și colocvia cu ei, avea bucuria întâlnirii? Bucuria așa de copil, era ceea ce avea extraordinar, era că era tânăr, a rămas tânăr. Până la 84, da. Da, vai, era mai tânăr decât, nu știu câți tineri de 20. Da, asta se vede. Da, se vede. Se vede în filmul în relația lui cu tinerii. Da, sau relația lui da, cu membrii orchestrei. Da, se vede, da, 5 km se vede. Sau relația lui cu Serge. Da. Și acolo era o simbioză nemaipomenită între amândoi. Vă spun și așa un gând, dar vă spuneam în ianuarie 95 la Santa Cruz, m-am dus la hotelul în care stătea, era înconjurat de membrii orchestrei, Thomas. Da. Mi-a făcut cu greu loc, așa. M-a primit în cameră, se uita la un pusen. O dovadă că moartea, parcă eram el, nu știu de ce, avea un album. Da, Serge avea grijă de el. A, da. Îl ducea peste tot, săracul, nu putea să meargă o secundă, nu? L-am văzut și cum l-a dus după concert, urcându-l într-un Mercedes, ducându-l acasă. Da. Dar în momentul când a spus Serge că îți duci să fac un golf, jumătate de oră și că lasă cu mine, nu? Avea așa o căldură de părinte, că m-aș dori ca, nu știu, orice părinte să mai semnea dragul să Este copilul. Extraordinar de călduros și afectuos. Și Serge îi seamănă și ca figură, nu? Leit. Este o miniatură, îmi doream o miniatură, cred că Dumnezeu mi-a dat-o. Astea sunt moleculele lumii. Da, doamnă, haideți să-l vedem puțin pe maestru. Îl vedem. Thank you.
Mai ați fost tânăr până la 84 de ani, asta e tot. Nimeni nu i-a putut să jupoaie tânăr, pielea de tânăr. Da. De altfel se vede ceva extraordinar, nu știu dacă vă dați seama, ceea ce se, eu nu știu să traduc asta în altă limbă, dar în engleză zice, he enjoys life. O vezi cum el este acolo pe bucuria podium. Vieții, așa traduce doamna. Bucuria vieții, e ceva așa extraordinar. E o sintagmă shakespeariană până la urmă. Doamna. Este absolut ceva nemaipomenit. În fiecare moment, clipă, când e pe podium, acolo el vezi că he enjoys life, he enjoys music, este pătruns până în fund și continuă să to enjoy it. Da. Asta, știi, vezi așa de multe, nu vreau să vorbesc prea mult de muzică, dar ce văd eu în jurul meu și nu mai mă duc la niciun concert și n-am mai fost de 100 de ani de altfel, pentru că nu prea suport nimic. Nu din cauza că nu mai este Sergiu, chiar când era Sergiu. Plecam la jumătate. Și am făcut de râs în mai multe momente că am plecat la concert, fiindcă nu suportam masacru care poate să-l facă alții. Dar maestru mergea și la alte concerte? De vreo două ori l-am dus și a făcut același lucru, am plecat la jumătate, dar mă duceam și eram obligată să mă duc la diverse concerte de politeță, totuși. Dar concertele lui vă duceați totdeauna? Da. Ați fost pe glob cu dumnealui? Da, sigur. La Tokyo până în America? La Tokyo până în America, sigur că da. Și problema mea gravă era că atunci când s-a născut Serge, nu mai puteam voiaja împreună. Mi-era frică să se întâmple ceva cu avionul și să rămâne Serge singur, pentru că nu eram familie nicăieri. Așa. Deci rămânea singur. Atunci trebuia să luăm două avioane diferite. Și era colosal de greu, pentru că... Destinul, doamnă, nu... Da, uite, n-am voiajat niciodată împreună după nașterea lui Serge. Totdeauna luam un avion după altul. Foarte interesant. Ca unul să rămână în viață, da? Și ca unul să rămână în viață, exact. Și asta era o problemă absolut enormă. Crazi superstiție sunteți, ca toți mari artiști, da? Nu, dar ideea ca un copil să rămână singur pe lume, fiindcă efectiv, părinții mei nu mai existau, sau în orice caz mama era foarte bătrână, tatăl meu nu mai exista, România, absolut, n-am pe nimeni, așa, că vreau să-i las pe Serge. El va asculta gândul după concert? Da, cum să nu? Dar nu îl spuneați, nu? Ba da, îi spuneam, sigur că da, dar uneori spuneam și prostii. În viața lui muzicală v-ați amestecat vreodată? Nu. În viața muzicală, adică el făcea ce vrea, dar sigur că vorbeam ce plan, ce program să facem sau așa. Dar vă asculta? Nu, dar eram de comun acord, nu știu cum. De exemplu, de multe ori muzicienii păcătuiesc grav pentru că își ascultă doamnele. Dar nu m-a ascultat deloc, absolut, dar cred că nu numai muzicieni, cred că toți artiștii n-ar trebui să fie ascultați, în fond, să nu asculte de nimeni. Pentru că ei sunt ei. Sigur, eu am auzit așa niște teorii de la alți pictori care spuneau că nevasta i-a spus, nu știu, să pui mai mult galben sau mai mult roșu. Mi s-a părut ceva așa, o aberație mentală. Cioran spunea, vrei să-i zbândești, nu asculta pe nimeni. Ce idee. Are dreptate. Sigur. Nu asculta pe nimeni, sigur, dacă vrei să-i zbândești. Sigur că da. E singura soluție. Să poți să realizezi ceva. Doamnă, concertează în 79, 67 de ani. El a venit după ce a fost cu Stockholm la noi în 68, cred. În 68 a fost? Da, cu orchestra de Stockholm. Atunci a fost prima oară. Pentru noi a fost revelația acelui video, că noi nu știam. 68 era deja... Asta e o comoară, filmul ăsta, la care ținem. Mi-a trimis cineva din Japonia, acum vreo... în septembrie, nu după moarte, moartea maestrului, mi-a trimis o listă cu lucrări pe care le-a găsit pe o piață japoneză. Dintr-un catalog japonez. Sute de lucrări pe care noi nici nu știm. Zeci de simfonii de Mozart. Dar sunt toate, cum se cheamă, piratate, știi? Bun. Dar au rămas, doamne. Se trebuie să adunate într-o arhivă și filmul ăsta nu înseamnă e enorm. Ăsta nu e piratat. Stai aici. Da, să rămână. La noi se distrug atâtea lucruri. Nimeni bine, n-are grijă nici de filme, nici de... Dar nu trebuie încurajat niciodată oamenii ăștia de piratare, pentru că ăștia o să scoată niște, mai ales acum, noi o să-i combatem până la... Aveți voie să scoată. Mai sunt un interzis scoaterea, dar nu s-a opus. Dar nu... N-a făcut niciun disc, niciun film. N-a făcut decât filmul cu băiatul lui. Și... Da. Bun, acela e un dar film... Dar discul o să se facă, pentru că o să scoatem la un moment dat, facem o fundare. Dar putea fi unul de miliardare în lumii, dacă scotea discul. Da. Bine, dar era așa un pur, încât el mi-a spus de 1000 de ori, dar pe eu nici mă întreb dacă m-am ocupat vreodată de cariera lui, în sensul că m-am amestecat. Niciodată.
Nici care a avut cel mai mare verde pe baza discului. Da, era un comerciant extraordinar. Ministru de propaganda al artii sale, așa îi spunea maestru. El și-a făcut toate videourile, el și le aranja, el și le făcea. Era un comerciant ca nimeni pe lume. E o mică și diferență. Totuși, până la urmă, doamnă, coloana vertebrală n-a rezistat. Da. Nu știu dacă ați văzut în ultimele, da, în ultimele concerte. Cum, da. Stătea cu, din gips cu coloana vertebrală. Da, foarte cine multe lume știe, bani? Fond, și cine a fost Caran și ce muzică făcea. Că, în definitiv, avea un asistent care făcea probele și care, la sfârșit, a fost făcea... și care era un dirijor mare. Doamnă, știu, suntem, da, de acord cu maestru. Lucruri. Dar... apropo de averile astea, nu, care pot macera și distruge sufletele unor mari artiști, da, cum a rezistat, de fapt, unei asemenea... Era un leu, un titan, un, cum s-a spus de artiști, dar a avut și mulți bani. Da. A avut norocul ăsta? Bine, dar norocul, dar asta nu pot să spun că e noroc, asta este sau savoar care l-a dat banii ăștia, că nu-i dădea nimeni, vorba și străin, și un românaș, care toată lumea a dat în el ca românaș, pentru că nu era nici neamț, nu era nici francez, nu era nici italian, nu era nici elvețian, cum i-au spus să fie, nimic. Era un român care a spus clar, m-am născut român, voi muri român. Vorbim despre asta imediat, dar îmi amintesc că un violist din România, la care am trecut foarte mult, Alexandru Radulescu, și pe care l-a știut de la orchestră, îmi povestea că în 43 a venit cu un quartet la Berlin. Și l-a găsit în foame, doamne. Sigur. Mânca, mi s-a povestit pe aceea, în 45, da, înainte de a intra rușii, mânca buriene de pe linie de tramvai, da, e adevărat? Sigur că da, pe ei a plecat. M-a povestit asta? Da, sigur. Dar mânca din dragoste de budism, poate. Nu, mânca fiindcă n-avea ce mânca. Și mai avea câte o iubită care mai aducea câte un măr, câte nu știu ce, care mai găsea câte un cartof. Și mergea, dar nu, n-avea ce mânca, plecase fără niciun ban de la tatălui, care nu i-a dat voie nicio cravată să ia. Și asta este extraordinar, pentru că, în definitiv, n-a făcut niciun compromis, că atunci îi se propusese să fie director la radio și el a spus că nu. Vine al Hitler. Da, adică atunci când s-a plecat, nu, nu mai era, era momentul când era Furtwängler de acolo încă. Da. Și s-a propus să fie la radio și el murea de foame și a spus că nu. Asta trebuie să ai o forță de caracter, numai el, că mă întreb cum de el... I-a pus în timpul războiului, în timpul hitlerișului, clar. Da, dar la un moment dat... A fost anti-hitlerist? Sigur, săracu. Asta știm foarte puțin despre asta. Sigur, săracu. Foarte. A avut o serie de probleme, bineînțeles, cu toate chestiile astea. Dar el a fost un fel de leu, pentru că și în fața acestor tentații de miliarde, cum spui, n-a, cum spune italianul, non a batut ocilio, nu... Nu s-a lăsat niciodată... Dar totuși, doamnă, e bine să ai în spate așa o insulă, de pare acela, e o insulă a voastră, nu? Da, asta, lângă Sardinia, unde? Da, este în Sicilia, dar nu e chiar o insulă, este o bucată mare din insulă în care s-a făcut... Și acolo e ceva extraordinar, acolo se revede românismul maestrului, pentru că a creat acolo un sat, adică a construit cu totul românesc. De la cel mai mic la cel mai mare, construcțiile și ideea și mobilele, nu puteam să avem mobile românești, ne-am dus în Spania, care are ceva eventual cu România. Am dus acolo și am putut să combinăm din mobilele vechi, să aibă aerul și românesc. Și pare cine stă acum, doamnă? Nu stă nimeni momentan, pentru că au fost tot felul de lucruri cam neplăcute acolo și a trebuit să abandonăm legătură cu politica care era acolo, mafie, chestii. Și, în fine, am cam abandonat. Și acolo am construit și o mică biserică, care biserica am pictat-o eu înăuntru, am făcut Via Crucis, nu abstract, bineînțeles, și acolo a venit un cardinal și a, de la Palermo și a venit în această mică biserică, care este în acest domeniu, care este compus de 7 case sau 8 case, unde veneau tot felul de prieteni, care fusese și Eugen Ionescu cu Rodica și cu Marie-France, care mi-e foarte prietenă. Doamne, tot mă duce să dea drumul și atâtea întrebări am să vă pun. Spuneți-mi, așa cu averea asta, așa cum îmi place mie să distrug toate superstițiile și tot ce se spune, așa legendar. Se spune că în 54, nu, când a părăsit și a dat filarmonica lui Furtwängler. Da, da. Nu, lucrarea. Da, da, i-a dat-o lui Furtwängler înainte de toate, nu? Când l-am întrebat eu atunci la Santa Cruz, de ce i-ați dat-o lui Furtwängler? Și mi-a zis că e a lui, da. Și-a părăsit, deși în 52, când Filarmonica din Berlin făcuse un turneu la Londra,
Sergiu Celibidache, care a dirijat 4 concerte, da. Furvenger, care era leul Europei, da. Numai 2. E adevărat că după 54 s-a retras în afaceri cu petrol în Venezuela? Dar de unde? Da, n-a existat niciodată chestia cu petrol în Venezuela. În Venezuela există o soră care stă acolo și care e maritată cu acest domn Maxim, care a fost atașat de legație pe vremea monarhiei. Și s-au dus acolo, în exil, și acolo au făcut fiecare ce-a putut. Și acest cumnat al meu a făcut un atelier de fotografii și a avut un succes imens și și-a continuat viața pe acest drum. Dar petrol n-a avut niciodată. Tatăl meu a avut, 8, 10, 12 sonde care dădeau... În România? Sigur, în România. Da, sigur. Deci nu e adevărat, legea. Nu, dar să spun atâtea bazaconii, în toate țările, nu numai la noi, în România. Bine, lumea are, ne fantazează, lumea folclorizează. Niște fantazierne, absolut. Bine că ați spus adevărul. Le mai pomeniți. Când noi auzeam că are o insulă, nu? Pentru vremea aceea noi nu plecam nici până la Mizil. Da, exact. Nu puteam să plecăm cu trenul, pentru că plângeam la Constanța prin anii 50. Nu, trebuia să avem un pașaport special ca să mergem la mare, la Constanța, nu? Și auzeam că Sergiu Celibidache are o insulă. Da, da, absolut. Da, și cum am mai auzit și altele, am auzit că avusese niște hoteluri și că avea o, cum se cheamă, un șen de hoteluri. Da, un lanț de hoteluri. Un lanț de hoteluri, da. Care... Ja, niciodată, nici în... Ce nu s-a amestecat în afaceri? Probabil că lucrurile erau... Nu, și mi-a povestit și o prietena de-a mea care era la Torino, și care era foarte prietenă cu mine și este, și într-o zi mi-a spus, foarte așa, jenată, zice, uite, noi suntem prieteni de așa de multă vreme și nu mi-ai spus că ai fost nevasta lui Caraian. Da. Îl cunosc, da, dar n-am fost niciodată și m-am gândit vreodată, Doamne. Nu, zice că de-aia îl detestă, să detestă ei doi, pentru că m-am mărizat după aia natală cu Celibidache și... Ferească Dumnezeu de fantezii. Dar ce povești nemaipomenite, așa... Una după doamna care nu seamănă, că trebuie să se vorbesc și eu puțin, doamna. Da, da, da. Știți asta, da? Eu am fost la Aline, satul lângă Salzburg, unde e mormântat Caraian, da. Și m-am întrebat în sat, da, așa, m-am recules și doamna se la Paris. Da. E femeie foarte, foarte tânără, cred. Nu știu, eu nu o cunosc, de altfel eu l-am cunoscut pe el foarte bine la Veneția, fiindcă aveam concerte împreună. Și era un om extraordinar de orgolios, lucru care eu nu suport. Și l-am văzut cu un baston. Era un ascensor cu el și conversam natural și îi spun, făcând o gafă din cele mai colosale, dar în fine, eu sunt celebră pentru gafe, i-am spus, nu știu cum am fi, dacă are și el, doare piciorul ca și bărbatul, fiindcă el e tout aussi gourmand. Da. Și natural, fiind orgolios și nefiind ca bărbat, fiindcă maestru nu era deloc orgolios, mi-a spus, nu, eu am căzut la schi, le fain fut. Adică e mult mai elegant să cazi la schi decât să fii mâncat prea mult și să se doară piciorul, nu? Da. La care am găsit că era orgoliu. Da, era un om care pe mine nu suporta nici la... Dar spuneți-mi, accidentul acela de femur la Florența, cum a fost pe scenă? Nu, a fost ceva și suntem în proces și acum am și terminat procesul, fiindcă nu o să-l câștigăm niciodată, fiindcă acolo sunt italienii cu mafia lor, nu pot face nimica. Nu, ieșeam la un restaurant. Asta s-a întâmplat în ce lună? Mai, eram la Maggio Florentino. Eram pentru concert. Mai 1995. Și 5. Da. Și ieșeam la masă cu prieteni, nu știu ce, toți îmbrăcați, nu știu ce, eu gata, Sergiu ieșea pe ușă. Și a luat, aici a fost, aici a trebuit să fie procesul și a durat un an de zile chestia cu avocații și nu știu ce. Și trebuia să iasă și a luat covorul, care nu avea un antiderapant pe parchet, că era suita lui Col care ne dăduse, și a alunecat cu covorul. Suita cancelarului Col, da? Da, și noroc că i-am prins totuși capul lui Sergiu când a căzut. Și nu s-a lovit de o masă imensă care era acolo și am chemat imediat doctorul, da, bine, acolo a fost neapărat. Nimeni n-a vrut să testimonie, niciunul. Să devină martor, să testimonieze. De toți directorii care au venit, care eu i-am chemat ca să-l aducă, nu puteam să-l trag pe Sergiu pe pat să-l pun, că era greu și trei directori cu un grum și cu... L-am pus, deci l-am văzut că era în hol. Adică în salon unde era. Și s-a spus că nu, că și-a rupt piciorul în baie ca să n-aibă ei niciun fel de răspundere. Ah, Italia neroniană, ceva teribil. Da.
Așa că cam natural am terminat și cu procesul, fiindcă am umblat un an de zile să încercăm să... Da. Nimeni nu s-a... Și procesul era pierdut o foarte avans, fiindcă directorul i-a spus grumului să ia imediat covorul. I-a spus, prinde, e vai. Știi, și l-a luat, și-a plecat. Adică să nu mai fie niciun fel de... Da, doamnă, dar criminalul mare, știți care au fost, cred eu, așa, după cât știu eu, așa, probabil că tot legendă este, budistul acela, orientalul acela care a spus că va muri în 1996. Da, eu asta nu... poate fi marcat o viață, nu? Da, eu cred, nu știu. Să-i spui un om la 84 ani, vei muri anul ăsta. Nu, nu i-a spus chiar așa, i-a spus, eu, ceea ce mi s-a, și el mi-a spus de altfel chestia asta, dar eu... O luam bășcălie, fiindcă niciodată nu luam cu serios, așa că era ceva. Mă țineți minte cuvântul bășcălie, să spun românesc, da. Asta e o treabă de la liceu, de la povară, nu? Da, da, absolut. În bășcălie și îi spuneam, ba, ce prostie, nu știu, ce, cum te gândești la lucruri din astea. Și, dar eu aici am o chestie, fiindcă i-a spus că o să se prăpădească la 86 de ani. Ori el avea numai 84, dar aici a fost o... și cum era așa de... natural, deștept și în plus sensibil, probabil că a făcut și el și am făcut și eu aceeași teorie, acum o fac, bineînțeles, fiindcă 86 sau 96, în franțuzește, 96 e 86, este o chestie mică de tot, de diferență, și dacă ăla care nu știa natural franțuzește cum se cade, și chiar mulți astăzi străini au tot 96 e 86, fac o confuzie imensă. Și dacă cumva era 86, era anul 86, nu era vârsta 86. Și asta l-a marcat. Și dacă nu știu, dacă nu cumva el s-o fi gândit, de ce m-am gândit eu? De ce să gândească el, în definitiv? Nu sunt eu mai sensibil decât el. Deci, el s-o fi gândit, nu mi-a spus niciodată, fiindcă nu mi-a să-mi spui așa ceva, dar mă gândesc dacă nu s-o fi gândit la asta și chestia asta, natural, te lucrează, cum să zic, te scormone. Te scormone. Și mă tem, adică nu știu, poate nu. Morți, problemele morții au fost veșnic în el. Era problema fundamentală a vieții. El căuta, natural, o legătură. Și el era, în fond, hinduist, era ortodox, dar... Totuși, avea această tendință să... Spre cu Asia, filozofie. Cu hinduismul, cu budismul, întotdeauna. De altfel, el se întâlnise la Berlin cu un budist extraordinar care l-a ajutat... extraordinar în viața lui și în cariera lui și l-a marcat toată viața, fiindcă l-a avut, nu știu, 30 și ceva de ani. L-am cunoscut și eu pe acest budist, care era un om absolut extraordinar. Spuneți, doamnă, ați vorbit înainte despre, și aș vrea să insist asupra acestui capitol, romanismul lui. Ați vorbit de casele Lipari și cu mobil aduse din Spania. Da, da, era... Eu știu toate declarațiile lui cu Iașul și cu România. Da, da, da. Spuneți-mi, a avut pașaport românesc, cum se spune? Toată viața, săracu, a rămas cu un apatrid, cu un pașaport, un fremden pas. De ce spuneți, săracu? Pentru că a fost un chin enorm pentru el ca să poată să-și ducă voiajele astea infernale, continue, în țări care nu-i se dădeau viza. Pentru că nu-ți dădea... Mergea așa cum merg eu, cu să ceară peste tot o viză de la Austria până la ca să poți intra, exact, da? Exact, da. Și el dar era... Dar n-avea și un pașaport francez sau german? Nu, eu am, dar el nu. Eu sunt francez, adică el nu e. Bun, dar amicul cancelarului Kohl. Nu există. Aici el n-a vrut niciodată să se spune celebru, nu știu, franțuz, celibidar, că celebru neamț. Pe da un pașaport, nu înseamnă celebru neamț. Ba da, fiindcă atunci, dacă ai un celebru, eu sunt franțuzoan, când toate astea de picturi ale mele, eu nu sunt româncă. Eu sunt trecut... româncă, da, doamne. Dar eu sunt trecută pe atunci francez. Peste tot o să-ți deci, pentru că aveți un pașaport francez, francez. Și sunt și franțuzoaică, în plus. Sunt franțuzoaică și româncă, mă, le dă naționalize. Bun, foarte bine. Dar dacă ai un pașaport cum ar fi avut sedul neamț, ăsta ar fi fost un pașaport care l-a dat ca cum citoyen allemand. Și el nu vrea să fie citoyen allemand, sau nu vrea să fie citoyen franț, nu vrea să fie decât citoyen român. Și ce a avut, un ansen, un fremden pașaport? Sigur. Toată viața, sărac. Un fremd de pașaport din ăsta, da? Și trebuia să ducă la orice ambasadă? Nu se ducea, el se ducea secretarul, dar se ducea și nu-i dădea. Și la un moment dat în Canada, când am trebuit să mă duc eu, fiindcă nu-i dădea secretarul, nu-i am spus asta, că mă duc eu și aranjez eu chestia, avea concert în Canada și nu i-a vrut să-i dea, pentru că în fel avea fremd în pas. Și atunci eu mi-am spus domnului de-a, care era acolo consulul, m-am supărat și cum sunt foarte agresivă, de fel ca toți scorpionii, i-am spus, bine, foarte bine, nu vreți să-i dați? Și evident că nu-i pasă deloc.
să meargă în Canada. Voi pierdeți pe Celi Bliac, nu Celi Bliac pierde Canada, pentru că Poli este exact egal. Oriunde este, este același lucru. Deci, rămâneți cu cine aveți și nu-mi dați viza, nu mă interesează. Și am venit acasă și am spus maestrului și mi-a spus foarte bine, plecăm. Facem valizele și plecăm în altă parte. Ca după, nu știu, 6 ore sau 8 ore să telefoneze, să spune că să fiu să iau viza, fiindcă i-a dat. M-am dus, dar natural cu... Da, ANTT-ul lăsa încăpățânarea asta. Era normal să aibă și un pas și un pașaport. Jamais, fiindcă era român, a spus, eu pot să ajut țării mele într-un singur fel. Și asta și pe, vremea lui Ceaușescu? Toată vremea, săracule. Și pe vremea lui Ghiuriu, deci, da? Toată vremea. Și n-ar fi nimic, dar nu putea să meargă în Elveția, unde, să zicem, că nu aveai concerte, dacă nu aveai un contract de travai. Nu puteai să voiajezi fără contract de travai. Ca noi toți de aici. Voilà. Eu puteam, el nu. Și când am devenit o franțuzoaică, franțuzii au fost foarte vexați, bineînțeles, că nevasta, da, devine franțuzoaică și de ce nu bărbatul? Dar legăturile astea, cum vă explic asta? Știți unde am văzut eu asta mai mult de tot? În filmul lui Serge, când la voi la mulă, pe masă era o mică carpetă, așa, aha, care mi-aduce toată Moldova mea. Era un mic covor popular, așa. Da. Serge, nu știu de cum m-ai intuit, dar probabil că făcea parte din decorul. Da, era ceva, probabil că mi-a adus cineva din România ceva, un cadou, ceva din chestii astea. Că natural n-am putut să plec cu nimica din România, dar... Era așa, în fond, în sufletul era extraordinar de român, pentru că chiar cărțile care le făceam eu cadou, când mă duceam și îi făceam de ziua lui cadou ceva, îi cumpăram totdeauna ceva cu România. Lui, da. Și am făcut cadou o carte care se chema Iașu, iubirea... Adică oamenii care s-au iubit în Iași. Nu știu. E o carte splendidă, care am găsit-o la Paris. În limba română? Da. Și tipăit înainte de război sau cum? Trebuie să fie tipăit înainte de război, dar Iași iubirilor. Foarte interesant. Și am făcut o cadou de ziua lui natural, totdeauna, adică căutam întotdeauna ceva în legătură cu... Și am găsit o carte nemaipomenită, tot așa, la Paris, la un român care, nu știu cum se cheamă, care reeditează cărți românești. Și căutând așa, și căutând ce să-i fac cadou, ce aș putea să-i fac ca să-i facă plăcere, tot de România, bineînțeles, am găsit ceva cu Iași, am cumpărat această carte și când s-o răsfoiesc, am găsit pe maestru la vârsta de 18 ani, într-o echipă de fotbal de la Iași. Da. Tenis juca foarte... Și avea prietenii lui. A, cum? Ne mai primul lucru care m-a întrebat, ce face Bebe? Bebe era profesorul Pascu, a murit și el. Născut în 1912, a murit și el anul trecut. Și un alt coleg de generație, Georgel Manoliu, a fost un mare violonist și un mare profesor de vioară, nu mai trăiește acum, Dumnezeu să-i dea sănătate, născut în 1911. Era o generație lui și nu uita niciun. De Trancu Iași îmi vorbea tot timpul. Da, dar avea pe un prieten extraordinar care a murit acum și așa îmi pare de rău că n-am putut să-l văd în ianuarie. Deci cine să facă așa de puțin pentru maestru? Îl chema Nichi Răznovanu. Da, care îl iubea foarte mult. Dar spuneți-mi, e cine să facă așa de puțin pentru el? Nu știu dacă e o stradă în Iași care să numească Celi Bidache, cum ar fi normal acum. Ar trebui, cel puțin, atâta lucru. Am auzit că primarul Romanului a numit o stradă de lângă casa Celi Bidache, care există și liceul de muzică din Roman, i-a zis Celi Bidache. I s-a dat o cheie a Moldovii, a primit așa o cheie foarte frumoasă, care da, era în Moldovii. Da. Poate mai vorbim despre asta, dar iarăși apropo de destin. De o anumită aniversare. Vedeți, cred că mâine, chiar, la 1 iunie, nu a avut loc ultimul concert al maestrului. L-a venit de la Paris, la Și a avut cu un concert cu un român, care a deja atâția puțin soliști și atâția puțin români. Cu Dan Grigore, nu? Da. Pe care l-a iubit desăvârșit. L-a iubit și l-a apreciat enorm, pentru că să chiar mira acum așa un talent să nu fie ieșit niciodată de peste hotare, adică să fie rămas aici închis cu lacăt și călătorit. Dar acest concert... Dar putea să călătorească mult mai mult și să fie mult mai cunoscut. Dar aprecierea asta înseamnă imens pentru noi. Îmi pare foarte rău, de pildă, că televiziunea în vremea aceea nu a dat banii pentru o înregistrare a unui asemenea concert. Da, da, nu? Da. A vrut să plece doamna Marilena Rotaru.
am plecat, a fost invitată, dar până la urmă nu s-a realizat un film și ar fi putut să facă acest ultim concert în care doi români colaborează, a vizionat imens. Făcuse 4 concerte la München, extraordinar, în iunie, care era ca un leu, nimeni nu s-ar fi gândit nicio, n-avea nimic așa vizibil. Dar auziți, am aici declarații făcute Mare Leni Rotaru de maestru și au fost publicate la 6 iunie, în ultimul un an, acum nu. Pentru că o spune special la Minsca, în România liberă, cred, dar în România liberă. Auzi și declara maestru, excepțional, mă așteptam să fie foarte bun, dar nici chiar așa. Cel mai mult mă bucur că te preocupă ceea ce mă preocupă și pe mine, claritatea, o claritate extraordinară. Totul este la vedere, sunetul nu este ascuns. Tu nu ești un al doilea Michelangelo, tu ești primul Dan Grigore. Ești printre cei mai mari din lume. Michelangelo ar fi fost fericit să te asculte și eu sunt fericit. Da, sunt declarații după aceea despre romanism acesta. Dar și asta e problema de șixal, cum spune, de destin. Da. Ca doi români să te nască acest ultim concert al lui Serge Celibidache. Da. Da, apropo de Michelangeli, eram nu mai știu în ce țară și cu Michelangeli, care cântase cu maestru. Și erau doi lei nemaipomeniți care mergeau împreună. Vraiment, c'était le mariage parfait, era ceva extraordinar. Și natural, după un concert, am avut o masă cu toți miniștrii, ca de obicei, și toată guvernul, și unul dintre ei s-a ridicat și a trâncat, spunând celui mai mare pianist, Benedetto Michelangeli. Și Michelangeli s-a ridicat și a spus, nu, nu sunt eu, este Lipati. Cel mai mare din lume. Ce frumoasă declarație asta. Acum am aniversat. Am avut... Dar nici el n-a avut ce trebuia să aibă. Că era veramente un colos și el. Și în fond nu a avut nici în țară aici ce ar merita. A avut un destin cumplit, doamnă. Nu să pierd la 33 de ani. Nu? Tocmai fiindcă a avut un destin cumplit, trebuia să-l ajutăm să facem ceva. Să fi născut în 1917, nu? Și să prins în plin avânt războiul. Da. Să plece în 42 în Elveția. Și după aceea leucemia să te distrugă la 33 de ani, da. O vârstă cristică. Da. Se dă ca cel recital fenomenal la Besançon. Da. Și să-ți modifice circulitorul, să-ți modifice haina, pentru că mâna Sără, stângă da. Era cu ganglionii, inflamați la maximum, nu? Dar da, oameni mari născuți pe pământul ăsta, noastră destine cumplite până la urmă. Da, adevărat, Lipati a fost un om da. Extraordinar. Mai spuneți un lucru, apropo de mister din Nam, nu? Cum era în intimitate, domnul Celibidache? Adică, un candru, un casnic și un cel mai duios om de pe lume. Duios este absolut românesc. Duios. Plăcea să stea acasă. Da, și era un sentimental ascuns. Că avea o pudoare, fiindcă avea... Ca tot sentimental, ca real. Tot sentimental, exact. Da. Dar sentimental la maximum. Și natural, încerca să nu arate și așa mai departe, dar în intimitate era cel mai tandru om de pe lume. Cel mai frumos lucru pe care mi-a spus azi așa într-un fel, nu știu, am și eu 60 de ani și cu cât îmi bătrânesc, cel mai frumos lucru este ca în viață, nu, sorocul, destinul să te facă ca să ai un coleg de, cu care să poți îmbătrâni, nu? Da, uite. Câte căsătorii există 40 de ani ca dumneavoastră, da. Doamne? Nu prea. Nu există asta. E o problemă de destin și asta. Dar fericiți acei care nu au la bătrâneții omul tinereții, nu? Da. E greu să reziști, nu-i așa? Da. Da, e uite, foarte greu. Trebuie să mai trăiască, că să mai mergem împreună. A plecat prea devreme pentru da, mine. Da. Da, dar ați fost fericită, doamnă. Da, sigur. Zi... Sigur. Da. Și ar trebui să fiu recunoscătoare pentru acești ani. La leagă dumneavoastră... M-a sărutat Dumnezeu de două ori pe frunte, să spune. Da, doamnă, da, doamnă. E adevărat. Să stai 40 de ani lângă Serge Celibidache e un privilegiu, doamnă. Sunt absolut de acord. E un dar zeiesc, doamnă. Sunt absolut de acord. Pentru că să ne padone atul mod, cum să spune și. Da. Sau... Dar pentru asta trebuie, să spunem tinerilor, trebuie să ai gravitatea... Nu, dar tinerii nu mai au deloc această... Da, nu mai spuneți. Nu generalizați, doamnă. În Hesiod există încă fraza, e, tinerii de pe vremea mea. Totdeauna am fost împotriva tinerilor, toți. Nu suntem, eu am un băiat de 27 de ani, cum da. O să fiu împotriva tinerilor, dar vând
Așa, nu la el, dar da, toți sunt toată ziua înconjurată de copii ăștia. Și văd așa o diferență de mentalitate, de... E altă epocă, poate au ei dreptate, da. Noi am fost înșelați de multe ori, ei nu mai vor să fie înșelați. Adevărat. Înțelegeți? Și atunci trebuie să-i pricepem. Și oricum un tânăr e mai deștept decât noi, exact cu numărul anilor care e despart. E o idee a băiatului meu și... Aveți un băiat, da. Da, mai mare ca fiul dumneavoastră, da. Doamnă. E foarte greu să crești un copil astăzi în Occident și să iasă așa cum a ieșit țări. Filmul lui este excepțional, să știți. Are talent, a făcut studii excelente, n-am avut niciodată o problemă de niciun fel. În America, 4 ani, a ieșit în ziare cât de... un excelent elev a fost și formă la Londra, tot așa, niște diplome absolut nemaipomenite. La Fata Cruz seara, când am ieșit pe stradă și Sergiu lua cu mașina, era ora 12 noaptea, chiar era februarie, dar erau peste 30 de grade, maestru a intrat greu în mașină, Sergiu l-a ajutat. Și la un moment dat s-a iscat așa o vorbă, toți oamenii îl conjurau, o piață spaniolă, ca meridion. Și am început să vorbească o spaniolă, că am rămas, dar o spaniolă așa, localizată, că suntem aproape de coasta Africii. Da. Aveam un talent la limbi fenomenal. Colosal, da. Vorbea 7 limbi, absolut perfect. Și asta... Dar asta e în familie, la voi, am impresia. Da. Eu la fel vorbesc 6 limbile și asta entuziasmează pe franțuși care nu au niciun talent. Trebuie să spun că la limbi nu au talent deloc și... Deci au nevoie, dacă au franceza cu ei, doamne, nu-s ca noi, doamne. Da, asta e ca englezul, care eram în Anglia la un moment dat și îi spun, zic, do you speak French? Și ăla îmi spune, ce răspunde foarte așa, zice, why should I? Nu este pe vremea normală, zilor, a trecut lupcea la plastic, au pus mâna ei pe lume. Da. Dar adevărat că e foarte comod să știi toate limbile astea, pentru că în țările în care mergi și vorbești limba lor, sunt colosal de fericiți oamenii, să le vorbești pe limba lor. Dar nu e normal pentru noi că, bine, dar talentul lui... Bine, dar noi avem un talent. Dar spaniolul ăsta unde a învățat-o? El a învățat-o în fond prin toate turneile lui, dar și eu de altfel, cam așa. Da. Noi avem dreptul la memoria, ce lividache și dumneavoastră trebuie să ne ajutați. Dar eu nu vă las în pace deloc. Vă rog, uitați-vă, spisonați-mă pe mine. Spisonați-mă pe mine și vă cu toată energia. Trebuie să-i cereți scrisoarea care am scris-o lui Dan Grigore, eu de la Paris. Pentru că ca președinte de asociații, da, bine. I-am scris o scrisoare teribilă în sensul cu România și nu știu. Vă mulțumesc deosebit, vă sărut mâna, doamnă. Pentru seara asta, în numele milor de oameni care ne urmăresc.